Echipa de fotbal ACS Media și-a obținut o victorie clară în al doilea amical al iernii, scor 4-0 în compania echipei AFC Odorheiu Secuiesc, ce volează în seria A5-a din Liga 3-a. Fotbaliștii lui Mihai Iang s-au mișcat bine în prima repriză a confruntării, iar ocaziile la poarta adversă nu au întârziat să apară. Golul a venit în minutul 28 și a fost reușit de Vasile Petra, cu un șut din apropierea porții după o respingere a portarului advers. În minutul 40 s-a făcut 2-0 pentru formația gazdă, grație reușitei semnate de atacantul Silard Maghiari. Lucrurile au decurs în aceeași notă și în actul secund. ACS Media și-a marcat încă două goluri la scurt timp după reluarea partidei. Mai întâi, în minutul 53, capitanul Cristian Avram a dus scorul la 3-0 cu o superbă lovitură de cap în urma centrării de pe dreapta, iar peste alte 10 minute, Cătălin Tineiu, jucător intrat în repriza secundă, a marcat pentru 4-0 cu un șut sănătos din afara careului și a stabilit scorul final al partidei. Da, două partide de verificare bune, una cu un adversar foarte puternic, respectiv Corvinu, care a jucat-o la Simerea. Dar tot așa, pe o vreme foarte grea, 0 grade, un vânt, un teren înghețat. Una aici, a doua, la noi, pe sintetic, ambele în practic a doua săptămână după cele 4 zile de acomodare la efort și vizita medicală. Perioada asta de acumulări n-am urmărit în mod deosebit cine știe ce ritm de joc, cine știe ce relații de joc. În primul rând sunt foarte bucuros, vreau să vă spun acum, de ce știu la ora asta aici că nu s-a mai accentat niciun jucător, nici la Hunedoara, nici astăzi, în afară de cei doi care avem accentați de prima repriză, de Bogdan Dejica și de Mande Tudor. Și două, trei răcel, toți jucătorii în rest sunt absolut. Da, sunt mulțumit deocamdată. Următorul meci de verificare pentru ACS Media va fi la mijlocul săptămânii viitoare. Miercuri, pe 31 ianuarie, medieșenii vor întâlni în deplasare SCM Zalău.